Anul acesta de Revelion, petrecerile private sunt interzise. Teoretic, pentru că în practică foarte mulți români au închiriat vile și apartamente în marile orașe pentru a sărbători trecerea dintre ani alături de prieteni. Internetul este plin de astfel de anunțuri, iar cererile curg. Autoritățile au anunțat că nu pot intra în locuințe, însă pot da amenzi usturătoare pentru tulburarea liniștii publice. Astfel de petreceri organizate în apartament erau firești în 2019. În acest an însă sunt strict interzise. Și totuși, destui ignoră restricțiile. Peste tot în țară se închiriază locuințe pentru Revelion. În piața Universității din București, o garsonieră spațioasă costă 200 de euro. Aflăm de la cea care a postat anunțul că în locuința de 40 de metri pătrați se poate organiza o petrecere fără nicio problemă. Câte persoane încap în garsonieră? 10, zic eu, ca să nu stați foarte unul în altul. Dacă pune muzică, avem probleme cu vecinii, oare? Nu aveți probleme, asta este și ideea. Un apartament cu două camere în Piața Unirii se închiriază pentru noaptea de Revelion cu 1000 de lei. Se cere discreție. Căutate sunt și vilele amplasate la periferia marilor orașe. Am stat de vorbă la telefon cu unul dintre cei care închiriază pe internet case pentru chefuri cu circuit închis. Pot participa 20 de persoane dacă achită în jur de 5000 de lei. Toată lumea face petreceri. Deci voi aveți mai multe locații pentru petreceri? Să știm, le-am dat deja. Am avut în Clinceni, Bragadirul, Corbeanca, Mogoșoaia. Și toate le-ați închiriat, bănuiesc, pentru noaptea de Revelion. Da. Și spuneți că nu sunt probleme cu vecinii. Am un vecin și vreau să vorbesc cu el, îi dau ceva și să fie în regulă. Autoritățile au declarat că nu vor intra peste oameni în locuințe, dar polițiștii pot da amenzi pentru tulburarea liniștii publice. Participanții ar putea fi amendați cu sume cuprinse între 500 și 2500 de lei, iar proprietarii acestor vile cu până la 10.000 de lei. Singura variantă acceptată de autorități este închirierea unei locuințe doar pentru membrii unei familii, cum sunt aceste cabane de la poalele Bucegilor în zona Branului. Musafirii au propria grădină cu grătar și pavilion. Nu există spații comune, iar interacțiunea cu alți turiști este exclusă. Prețul pentru închirierea unei astfel de cabane este cuprins între 650 și 800 de lei pe noapte, iar durata minimă a sejurului este de 2 nopți. Suntem căutați în sensul în care chiar și luna ianuarie este ocupată peste 50%. S-a ocupat Crăciunul de anul viitor, s-a ocupat Paștele de anul viitor. În contextul actual al epidemiei este o siguranță. Distanțarea socială este complet păstrată, în cabană, locuind o singură familie. Petrecerii nu vor fi nici la restaurante, acolo unde funcționează. În zonele unde sunt sub 1,5 cazuri de COVID la 1000 de locuitori, localurile sunt deschise la interior cu o capacitate de 50%, iar între 1,5 și 3 cazuri la o capacitate de 30%. Patronatele din industria ospitalității cer prelungirea programului de Revelion până la 1 noaptea. Chiar dacă se întâmplă ca pentru ziua de noaptea de 31 decembrie programul să se prelungească, operatorii din industrie se vor organiza probabil pentru acest eveniment, dar trebuie să recunoaștem că va fi destul de greu. Indiferent de ora la care se vor închide restaurantele și terasele noaptea de Revelion, regulile rămân aceleași. Numai mult de 6 persoane la o masă, o distanță de 2 metri între mese, iar dansul este interzis. Și indiferent unde alege să întâmpinați noul an, nu uitați că la ținuta de Revelion se adaugă masca de protecție. Camelia Donțu, ProTV. Urmărește cele mai tari show-uri integral pe ProTV+.